Binecuvântat să fie Domnul pentru lucrările sale mari și minunate, adesea neînțelese, dar slăvite. Binecuvântat să fie toți cei care ascultă aceste cuvinte, cei care vor să ia aminte la cuvântul Domnului, la planurile sale sfinte, să-L asculte și să-L accepte. Fiți și rămâneți binecuvântați pentru vecii vecilor. Astăzi voi citi Isaia, capitolul 53, versetul 10. Aici este profeție despre Domnul Iisus Hristos, astfel. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință, dar, după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Amin. Aceste cuvinte, tot ceea ce este profețit aici și tot ceea ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos, pot fi spuse sub întrebările din versetul 1. Cine a crezut în ceea ce li se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Și răspunsul putem avea în 1 Corinteni, la capitolul 2, de la versetul 9. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă Dumnezeu le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este el? Tot așa, nimeni, iată răspunsul. Nu cunoaște lucrul lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a fost o taină binecuvântată care avea să rezolve problema universului corupt de păcat. În versetul care l-am citit se regăsesc printre altele trei mari adevăruri. Apropo, nu-mi place în general să spun că, de exemplu aici, numai trei, că poate fi și al patrulea. Dar trei am găsit de data aceasta și vi le pun în față. Vom reciti secvențial acest verset pentru a scoate în evidență pe rând fiecare dintre aceste trei mari adevăruri. Primul. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință. Adică, așa cum a spus Domnul Iisus Hristos în cele scrise în Ioan, capitolul 10, versetul 17 și 18, îmi dau viața ca iar să o iau, nimeni nu mă ia cu sila, ci o dau eu de la mine, am putere să o dau și am putere să o iau. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Deci, în baza unei porunci potrivit celor scrise aici, a unui plan al Tatălui, așa cum rezultă și din rugăciunea din Ghețiman, Domnul Iisus Hristos a acceptat ceea ce a găsit Dumnezeu cu cale pentru El. Care a fost calea? Suferința. Aici, în alte versete din Isaia 52, este scris între altele că a crescut într-un pământ uscat, n-avea frumusețe, strălucire, era disprețuit, om al durerii, obișnuit cu suferința. Așa a găsit Dumnezeu cu cale. Și ne putem gândi la istoricul vieții lui. Nașterea în condiții neconfortabile în Betleem. Fuga cu părinții săi în Egipt. Întoarcerea de acolo după un timp. Și ce să mai spunem de lucrarea pe care a făcut-o, de condițiile în care a făcut-o.
Așa cum îi spunea unuia, citesc din Evanghelia după Luca, de la capitolul 9, care a spus că vrea să-l urmeze, explicându-i condițiile, versul 58, vulpile au vizuit și păsările cireau cuiburi, dar fiul omului n-are unde și-o odihni capul. Da? Aceasta a fost calea rânduită de Tatăl pentru el. Și David profeția în psalm despre aceste suferințe. Și pe toate acestea le-a acceptat, înțelegând că aceasta e calea, așa cum pe cruce a suportat tot chinul și și-a adus aminte de toate cuvintele profetite despre el și nu și-a dat Duhul până când nu le-a împlinit pe toate. Asta ne este clar. Și mulțumim Domnului căci în rănile Lui noi suntem tămăduiți prin jertfa Sa în care a suferit, noi suntem iertați. Dar, pentru că vreau ca acest cuvânt să devină aplicativ, noi înțelegem că aceasta e și soarta noastră, tot prin hotărârea Tatălui. Când Domnul Iisus Hristos le-a spus pentru prima dată la ucenici de ceea ce avea să urmeze, citesc din Evanghelia după Matei de la capitolul 16, Petru care îl iubea pe Domnul, dar n-a înțeles. I-a ieșit înainte cu cuvintele din versetul 22, să te ferească Dumnezeu, Doamne. Cum să-L ferească? Pentru că Domnul a pregătit acea cale. Și când a fost arestat și unii n-ar fi vrut aceasta, Domnul a spus următoarele cuvinte, vă citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetul 56, dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să împlinească ce vestise, cele scrise prin proroci. Da, versetul 54. Când Petru, același Petru, n-a înțeles de la început și n-a înțeles până când a pățit-o. Domnul a zis, aș putea să dau ordin, să vină îngeri să mă salveze. Dar cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? Mai târziu Petru a înțeles aceasta din plin. Și scrie el, în mod deosebit, prima epistolă unor frați care le-au deja în suferință. Și chiar vă recomand celor ce treceți prin suferință și în pregătirea pentru ce va fi în viitor, că finalul istoriei bisericii va fi unul de suferință. Să citiți această epistolă și întotdeauna să vă gândiți la Domnul. Cel despre care scrie în Evrei 12 că a disprețuit toate acestea, adică nu s-a lăsat intimidat și nu s-a lăsat oprit, dezorientat. A suferit crucea, da, dar apoi scrie aici că deja a ajuns la dreapta lui Dumnezeu și Ștefan îl vede acolo. Iată unde a dus această cale. Spun asta la partea aplicativă. Cum avem o frumoasă cântare, drumul slavei trece și pe la cruce, numai pentru Domnul sau și pentru noi. Dacă noi mergem pe urmele Lui, pe unde o fi drumul? Se ruga David, Doamne, vezi dacă sunt pe o cale rea, că multe căi par omului bune, zice înțelept în proverbe. Asta e cale bună, calea suferinței. Deși, în general, nu este agreată. Nu degeaba spunea Apostolul Pavel în Roman, capitolul 11, că doar nici el n-a înțeles decât atunci când Domnul a ieșit înainte. Și apoi a învățat și el încă de la acea întâlnire că trebuie să sufere și a spus concret. Da, Roman capitolul 11, versetul
33. O, adâncul bogăției înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Da, dragii mei, până aici știm ce s-a întâmplat, cu Domnul știm până în capăt, dar cu noi cei care suntem în viață nu știm ce se va întâmpla, numai Domnul știe. El când se uită la noi poate să spună ca prin Elisei despre Hazael, poate să spună ca privind la Petru și la Ioan ce va fi cu unul, ce va fi cu celălalt. Da, cum spunea de Petru, zice el la un moment dat în 1 Petru 4 cu 19, cei ce sufăr să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor. Doamne, ajută-ne! Deci aceasta a fost prima idee, primul adevăr. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Și astfel s-a adeverit și s-a realizat ce scrie și în Evrei capitolul 2, versetul 10. Se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Și tot în Evrei scrie în 5 cu 8 despre Domnul că a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Da, sper că am înțeles, cel puțin teoretic, și când va fi să suferim mai mult, să ne dea Domnul har să înțelegem și să putem să ne ducem pe calea asta. Un al doilea adevăr. Revin la Isaia capitolul 53, versetul 10. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, și scrie mai departe, va trăi multe zile. Cum adică? După ce îți dai viața să trăiești multe zile. Da. Fapt valabil pentru Domnul, privind la viața lui pământească, spun asta, că aici ne putem compara noi, înainte de a-și da viața, a trăit 33 de ani. După aceea, o veșnicie. Este un principiu binecuvântat care trebuie să se regăsească și în viața noastră. Pentru că Domnul a făcut următoarea afirmație atunci când s-a dus în vieze pe Lazar, Ioan capitolul 11, versetul, citesc asta în discuția cu Marta 25. Eu sunt învierea și viața. Observați ordinea. Adevărata viață e după înviere. Și asta a fost promisiunea sa pentru noi, cum scrie repetat în Ioan 6. Se spune Pavel la 1 Timotei 6 că adevărata viață este dincolo. Îmi amintesc ieri cu aproximativ o lună de zile înainte de a pleca soția mea la Domnul. Și un frate proroc a avut o vedenie, m-a văzut cu un ceas care avea un chenar negru și priveam oarecum temător și întrebător la el. Și Domnul spunea că mă analizează și vrea să ia act de starea și atitudinea mea. Și interesant, cuvântul a fost așa. Bărbatule, tu știi că adevărata viață nu este aici. E drept că prin plecarea soției mele am înțeles mult. Din ceea ce până atunci ori n-am înțeles, ori nu voiam să înțeleg. Teoretic am știut, dar când ajungi practic în fazele acestea, înțelegi încât nu mai uiți niciodată. Pentru că ce s-a întâmplat cu Domnul într-un anume fel se întâmplă cu noi
și cum a acceptat El, trebuie să acceptăm și noi. Iată principiul spus de Domnul Iisus Hristos, Ioan capitolul 12, versetul 24. Adevărat, adevărat vă spun, și aceste cuvinte le-a spus înainte de patimile sale. Dar aici o pildă foarte interesantă. Că dacă grăuntele de greu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multe roade. Cum adică? Simplu. Un vop de greu, dacă îl păstrezi, rămâne, dacă îl păstrezi în condiții optime și sănătos, nu știu câți ani, dar probabil că la un moment dat se descompune. Așa și viața noastră. Poți griji de ea, pentru că e pildă, Domnului, se referă la viața noastră. Scriveți următor, cine își iubește viața, o va pierde, că nu-i om să o poată păstra. Cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Pentru că sunt unii care o pierd pentru Domnul și pentru Evanghelie și ceilalți îi privesc ca unii care jură viața. Ba chiar în condiții normale, în societatea noastră lumească, cei ce se pocăiesc și nu mai participă cu ceilalți la același potop de desfriu și la aceeași stare de păcătuire, sunt priviți ca unii care și-au închis viața. Da. Pentru că nu întotdeauna a-ți da viața înseamnă să mori și înseamnă să te lași răstignit, să fie răstignită firea, să fie trupul păcatului, cum scrie în Roman 6, dezbrăcat de puterea lui. Așa fac cei ce sunt al lui Iisus Hristos, cei ce au înțeles că așa a făcut Domnul lor. Și revin la bobul de greu. Dar dacă un bob de greu este pus în pământ, potrivit principiului germinației, apare fenomenul multiplicării și vor fi la anul câteva boabe. Dacă și pe acelea le semănăm, vor fi mai multe boabe. Și nu știu în câțiva ani cine dintre noi va putea să termine să le numere. Și dacă asta s-ar continua, ajungem la ceea ce în matematică avem plus infinit. Asta înseamnă veșnicie. Domnul și-a dat viața, a pus-o în pământ și a răsărit. Da. Asta trebuie să se întâmple și cu noi. Dar cum spuneam, asta nu doar în faze de persecuție sau atunci când acceptăm să murim, că vine o boală. E un fel de persecuție, am spune noi, ci în faza de predare în mâna Domnului, ca să nu ne mai aparțină viața în sensul de a o consuma cum ne place și de a trăi pentru El. Roman 12 este foarte la obiect ce scrie aici. Vândem dar, fraților, pentru durarea lui Dumnezeu, să faceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Și în versetul 2 scrie, apropo de ce v-am spus până aici, să nu fim ca lumea, că lumea nu gândește așa, lumea se protejează, vor să nu îmbătrânească, operații, tratamente, câte toate, da, grijim de viață. Grijim tocmai ca să o dăm Domnului. Dar conștienți că nu putem să o păstrăm. Să ne amintim, spun ideea aceasta, de două exemple binecuvântate din Vechiul Testament. Genesa 22. Avram a așteptat mult să-i dea Dumnezeu un fiu. S-a născut Isaac și la un moment dat Dumnezeu îi spune trebuie să fie sacrificat. Ce-o fi fost în mintea părintelui nostru Avram? Ce credeți că n-a fost ispitit? Sau cel puțin ca om a putut să înțeleagă fenomenul? De ce cere Dumnezeu asta? Apropo de prima idee, de ce-i calea asta? Dar s-a dus pe munte, a făcut tot ceea ce trebuia să facă, și după ce Dumnezeu a văzut ascultarea lui, i-a promis următoarele. Asta în ideea ceea ce am spus despre Domnul, că după ce își va da viața, va trăi multe zile.
citeți Enesa 22, îți voi mulți foarte mult sămânța, și anume ca stele cerului și ca nisipul de pe țărmuri mării, sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor tăi. Și ca să vedeți că așa este, aduc în discuție și faptul că Isaac, după ce s-a căsătorit, 20 de ani n-a avut copii. El ar fi putut, mă refer la Avram, să-l păstreze pe Isaac. Și spunea, nu jertfesc, mi l-ai dat, e al meu. Și Dumnezeu putea să-l facă și pe Isaac steril, nu doar pe Rebecca. Și să trăiască 180 de ani cât a trăit și apoi să moară ca un bob de grâu, fără urmași. Că tot la Dumnezeu este cheia. Iată că se adeverește acest principiu. După ce dăruiești, ai după aceea de nu se mai termine. Așa s-a întâmplat în celălalt exemplu care vi-l pun în față, 1 Împărați, capitolul 17, a fost trimis Ilie la văduva din Sarepta și aceasta i-a spus că mai are două porții. Da? Și asta e de laudă pentru Domnul, slăvit să fie în veci, că la două persoane încă s-au mai păstrat două porții și știe Dumnezeu când sunt ultimele porții pregătite să fie servite. Și femeia asta a dat o porție pentru Ilie. Care porție a dat-o? A ei sau a fiului ei? Eu cred că și ca mamă i-a dat porția ei. Numai că Domnul face prin Ilie următoarea făgăduință. Citesc versetul 14. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel, făina din oală nu va scădea și un de lemn din ucior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie și multă vreme, adică atât timp cât a fost necesar, a avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. Făina de oală n-a scăzut și un de lemn din ucior nu s-a împuținat după cuvântul pe care o zise Domnul prin Ilie, da, să dăruim și vom avea, cum spune, o frumoasă cântare. Dă din pâinea ta oricui și banii tăi cu bucurie și atunci când tu nu vei avea, 1000 îți vor da și ție. Iar Dumnezeu ne va da, cum spunea Domnul când au întrebat ucenicii, noi ce primim, că am dat? Și aici primiți. Și apoi viața veșnică, dar nu fără calea suferinței de care vorbeam înainte. Apostolul Pavel a înțeles și el asta și a zis, fapte 20:24, nu mai țin la viața mea ca și cum ar fi scump, am altă gândire pe care o expun în Filipeni, capitolul 3, în unirea, în asemănarea lui cu Domnul. Filipeni, capitolul 3, vă citesc de la versetul 10. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferinților Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă va fi cu putință, la învierea din morți. Da, noi suntem oameni și spiritul conservării ne lipește de lumea aceasta. Numai că Dumnezeu este deasupra, are altă perspectivă care ne este dezvăluită și nouă prin credință, prin acceptarea adevărurilor sfinte, ale binecuvântatei noastre scripturi, care mă încântă de fiecare dată când o citesc. Atâtea descoper, de fapt, îl descoper pe Dumnezeu în măreția Lui și vă îndemn, dragii mei, să vă aprofundați. Zilele acestea m-a sunat o adolescentă să mă întrebe de un verset, de altul, mai trimitea cât un mesaj. Și i-am spus, apreciez că te interesează Scriptura, mântuirea, și am îndemnat-o să rămână statornic. E o frumusețe să vezi copii sau bătrâni, am întâlnit și frasurilor în vârstă, aprofundați, aplecați asupra Scripturii și Domnul se pleacă asupra lor cu lanterna Lui, cu lumina sa, chiar dacă uneori este besnă, Domnul le aprinde acolo, la patul lor, ca o veioză binecuvântată, ca să priceapă aceste adevăruri. Am ajuns și la al treilea, ca să nu vă rețin prea mult, pe care îl extragem tot din versetul nostru citit astăzi, Isaia 53:10.
Dar după ce își va da viața, așa cum accentuez, ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmaș și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Fapt foarte valabil pentru Domnul Iisus Hristos. A desfășurat o activitate desăvârșită, a făcut minuni mai mult decât toți profeții, cunoștea toate tainele, a înviat morți, a adunat mulțimi, i-a hrănit cu pâine de sus, în două ocazii relatate în Evanghelie, cu pâinea cea de toate zilele. Și totuși, după ce și-a instruit ucenicii și i-a învățat prin atâtea pilde despre împărăția lui Dumnezeu, a avut 12, a avut 70, în seara și în noaptea trădării și judecății lui, spuneți-mi cu câți a rămas. Avea 12 la cină, în seara aia când au sărbat Paștele. Unul a plecat. Apoi când au venit cei ce aveau un plan să-l resteze, au fugit și ceilalți. Au mai rămas doi. Petru și Ioan. Petru s-a lepădat, Ioan a rămas blocat, să spun așa. Nu ni se spune să fie zis ceva sau să fie intervenit în vreun fel, nici pentru Petru, nici pentru Domnul. Îl ai salvat, că pentru Petru a vorbit să-l introducă în curte. Dar, deși în acel moment ar fi putut Domnul să aibă o dezamăgire profundă, unde sunt oamenii mei? Nici îngerii n-au venit să-l ajute, că nu i-a chemat, știa că nu acela-i planul lui Dumnezeu. Și în final a spus pe cruce, Tată, pentru ce m-ai părăsit? Dar de ce a murit? Asta e adevărul care vreau să-l scot în evidență. Și-a dat viața ca jertfă pentru păcat, că numai după ce se rezolvă problema păcatului, propășește lucrarea. Fără jertfa asta, toată lucrarea Domnului putea să mai trăiască 300 de ani și 3000 de ani să predice. Fără jertfa pentru păcat, nu erau urmași. Sau erau și dispăreau. Mureau cu toți, că plata păcatului este moarte. Dar după ce s-a dat ca jertfă, la primul cules, în ziua cincizecimii, 3000 de suflete, va vedea o sămânță de urmași, scrie în versetul următor, va vedea rodul muncii sufletului și se va înviora. Da, rodul muncii, nu doar muncii în slujire, ca predicare și ca miracole, ca jertfă pentru păcat, pentru că Scriptura spune, vă citesc din Evrei, capitolul 9, versetul 11, dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru deauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică, pentru că trebuia să se lucreze mântuirea noastră cu răscumpărare, cu ispășire, cu toate procesele până la glorificare. Și scrie versetul 22, și după lege aproape totul este curățat cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Am putea spune că Moise, acea slugă credincioasă, după ce a primit de la Dumnezeu cuvinte ca nimeni altul, a stat pe munte 40 de zile fără să mănânce, fără să bea apă, să-i fie vasul curățat, să intre în prezența lui Dumnezeu, să fie pregătit, să fie tot ce vreți, apt, pentru a primi cuvinte, să-i vorbească Dumnezeu ca la un prieten. Dar, deși Dumnezeu i-a eliberat pe evrei, deși i-a învățat, la scurt timp, ne spune
Exod, capitolul 32, că și-au făcut un vițel de aur și spuneau că acela-i Dumnezeul lor. Situație în care Dumnezeu s-a mâniat întâi, Moise s-a mâniat. Și Dumnezeu a spus, ce mai facem cu ei? Am trudit degeaba, eu morâm pe ăștia. O luăm de la capăt. Și Moise ne spune Scriptura în Exod 32, versetul 30. A zis poporului, ați făcut un foarte mare păcat, acum mă sui la Domnul, poate că voi căpăta iertare pentru păcatul vostru. Și a petrecut, conform Deuteronom, capitolul 9, alte 40 de zile. Da, dar Moise nu m-a mijlocit. Domnul a plătit cu sânge. Așadar să înțeleagă toți cei care vor să aibă rezultate în lucrarea Domnului. Care este rețeta? Fără jertfă pentru păcat, în cazul acesta în primul rând, fără jertfa Domnului, toată truda noastră e nulă. Dar acest principiu se aplică și în ce privește jertfirea noastră, pentru că nu-i destul să predicăm, să cântăm, să facă Domnul minuni prin noi. Trebuie să mijlocim și să ne jertfim. Apostolul Pavel, am putea spune, în termen secular, că a fost un om de succes, dat fiind mulțimea de credincioși, de ucenici pe care i-a avut. Dar, așa cum spuneam de la început, suferința lui a fost de neînlăturat. Domnul i-a spus, nu se poate harul acesta fără un țepuș. Și când citim în 2 Corinteni, capitolul 11, prin câte a trecut unele probleme, greutăți, fără număr, menționate cu expresia adesea, deseori, da. Nu degeaba spune el în Coloseni, capitolul 1, versetul 24, referitor la felul în care s-a dăruit, s-a jertfit. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc cele și suferințele lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Să nu înțeleagă cineva greșit că jertfa lui Pavel ar fi pusă alături de jertfa Domnului, că n-a ajuns sângele lui Pavel în cer. E vorba de suferința lui necesară slujirii. El și-a pierdut viața pentru Evanghelie aici, în final, pentru Domnul. Și spunea Domnul Luca 6:40 că un ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. Da. De aceea nu se poate sluji fără post, fără multă zdrobire sufletească și fără a face tot ce putem ca oamenii să fie eliberați de păcat. Am putea spune că ar fi simplu să le predicăm, ei să semneze procesul verbal de luare la cunoștință și gata. De acum toate cele bune. Numai că oamenii se întorc în lumea lor la ispitele de dinainte și trebuie sprijiniți. Mă sună unii oameni și spun, nu am biruință. Ce să fac? Trebuie ajutați. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, în primul rând, să lăudăm dumnezeirea pentru acest plan pentru omenire. Să-i mulțumim Tatălui și Domnului Iisus Hristos pentru planul de suferință care ne-a deschis și nouă calea, accesul la rai, dar ne-a lăsat și mențiunea că pe această cale vom suferi și noi. Bine spune poetul,
Aici se manifestă niște baiuri că omul vrea să ocupe două raiuri. Cu orice preț, cu riscuri de mormânt, vreau unul în cer, dar și unul pe pământ. Și continuă, dar drumul sfânt spre veșnice extazuri desenat prin probe și necazuri, toți aceia care locolesc, spun eu, nu mă ajung la destinație. Un al doilea adevăr, după ce își va da viața, va trăi multe zile. Da, să nu ținem la viața de aici. În sensul de a o proteja ca și cei de afară, că ei de fapt nu o pot proteja. Aparent o protejează. Dar toți îmbătrâneți și mor. Mai degrabă sau mai târziu. Să fim gata să ne dăruim Domnului în sănătate, în tinerețe, cu resursele noastre. Și va decide Domnul ce și cum se va întâmpla cu noi. Și în al treilea spuneam că fără jertfa pentru păcat dată de Domnul, toată lucrarea Lui și a noastră n-ar avea niciun rezultat. Dar pe lângă jertfa Domnului trebuie să dăm și noi lupta noastră pentru păcatul oamenilor. În primul rând pentru a nostru, cum spune Evrei 12:4, să ne împotrivim până la sânge în lupta împotriva păcatului și apoi să ardem pentru alții și să fim gata să ne jertfim, să-i putem ajuta să-i mântuim. În ceea ce ne revin nouă, să nu fiu înțeles greșit că de mântuit, Domnul îi mântuiește. Și apoi, în veșnicia viitoare pe care o așteptăm, spune Cartea Sfântă că pentru ceea ce ne așteaptă acolo suferințele de aici, nu merită să fie notate. Pentru cât de lungă e viața ce urmează, nu mai contează cât de scurtă e asta. Și pentru ce biruințe, ce har, ce lucrări, ce binecuvântări decurg după ce s-a dat prețul jertfei pentru păcat. Și după ce ne luptăm să smulgem pe oameni ca din foc, cum scrie Iuda în epistola lui, atunci nu ne mai rămâne decât să vă doresc, așa cum încheia la această epistolă, iar aceluia care vă poate să vă păzească de orice cădere, să facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale. Ce moment va fi acolo, atunci, plin de bucurie înaintea slavei sale. Singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, așa cum a fost mai înainte de toți veci, și acum și în veci. Amin.